Bun, care treaba cu limbile îngerești? Există limbi îngerești sau limbă îngerească? Acum, sigur, întrebarea aceasta se naște dintr-o afirmație pe care o găsim în 1 Corinteni, capitolul 13, un capitol foarte cunoscut, un capitol care începe prin următoarele comparații sau prin următoarele contraste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, spune Pavel, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și de aici, de la această afirmație, de la această comparație fugară, să-i spunem așa, Mulți au început să dezvolte tot felul de teorii și tot felul de idei cu privire la ce sunt limbile îngerești, cum ne ajută ele, ne sunt nou accesibile, cum putem să beneficiem prin accesarea acestor limbi îngerești noi credincioși și așa mai departe. O grămadă de speculații, o grămadă de teorii care s-au născut dintr-o comparație, dintr-o hiperbolă pe care o folosește apostolul Pavel în acest capitol cu scopul de a demonstra un adevăr foarte important, neglijare către cei care se împiedică, iată, în comparația cu limbile îngerești, și anume adevărul potrivit căruia, fără dragoste, tot ce faci nu are valoare. Vom aborda puțin și voi aborda puțin în acest video toate teoriile acestea speculative cu privire la așa zisele limbi îngerești, da, cu privire la această presupusă limbă îngerească, dar aș vrea să remarcăm că de la bun început că Apostolul Pavel în capitolul 13 cu versetul 1 nu pretinde că exista într-adevăr limbi îngerești, ci așa după cum deja am spus, Apostolul folosește niște exagerări, niște hiperbole, da, niște figuri de stil cu scopul de a exagera niște presupuse fenomene pentru a scoate în evidență importanța dragostei. Sunt niște procedee uh, literare. Cei care se împiedică în versetul 1 din acest capitol și care vor neapărat să considere că Pavel se referă aici cu adevărat la niște limbi îngerești, autentice, accesibile nouă oamenilor, uh, nu sunt atenți la ce face Apostolul Pavel. Dacă vrei să consideri că Pavel aici vorbește despre limbi îngerești, autentice, accesibile, nouă oamenilor și uh, vorbite de către unii oameni spirituali, cei care consideră că așa stau lucrurile ar trebui să meargă doar puțin mai în față și să ajungă în versetul 2, unde Pavel continuă cu comparațiile și cu hiperbolele. Și spune în felul următor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, iată... O nouă comparație, o nouă metaforă, o nouă hiperbolă. Dacă zici că există limbi îngerești, trebuie să presupui că există posibilitatea ca un om de pe acest pământ să cunoască toate tainele și toată știința. Să nu-i fie ascuns nimic, să cunoască totul. Pentru că lucrul acesta știm că este imposibil, pentru că tot Pavel, tot în acest capitol mai jos, va spune că acum cunoaștem în parte. Deci e evident că Pavel aici folosește procedeul literar cunoscut ca hiperbolă. O exagerare intenționată a unor lucruri, a unor fenomene, cu scopul de a aduce la suprafață, prin contrast, un adevăr pe care el îl consideră important. Da? Deci nu poți să spui că în versetul 1 limbile îngerești sunt și trebuie interpretate efectiv așa cum sunt, dar în versetul 2 ideea de a cunoaște toate tainele și toate știința este o metaforă, este o hiperbolă. Da, Interpretăm, meta interpretăm metaforii. Nu. Dacă cineva pe baza acestei comparații, pe baza acestei hiperbole vine și spune că limbile îngerești sunt reale, atunci în egală măsură va trebui să spună, că există posibilitatea ca un singur om de pe acest pământ să cunoască totul, toate tainele și toată știința. Eu nu pot să le separ cele două. Observați, doar dacă ar fi puțin mai atenți cei care se împiedică în versetul 1 din acest capitol, ar reușit să înțeleagă faptul că Pavel aici vorbește în hiperbole. Folosește acest procedeu literar sau această figură de stil. Ideea aceasta a limbilor îngerești, însă, așa după cum am spus la începutul acestui video, de-a lungul veacurilor și mai ales astăzi, a generat o grămadă de speculații, o grămadă de teorii fanteziste, o grămadă de idei pe placul celor care sunt într-o neîntreruptă căutare după senzațional. Și s-a spus următorul, următorul lucru cu privire la limbile îngerești. A, limbile necunoscute nouă, limbile îngerești, ne conferă nouă oamenilor care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu o linie directă spre Dumnezeu. Avem posibilitatea să ne adresăm într-un mod special și direct lui Dumnezeu pe o limbă pe care o vorbesc tocmai îngerii din proximitatea Trinității din Raiul lui Dumnezeu. Este evident o idee ridicolă. Dumnezeu cunoaște oricum toate limbile omenești. El cunoaște totul. Ideea că folosind o limbă îngerească ai fi mai aproape de Dumnezeu decât dacă ai folosi limba în care te-ai născut, în cazul de față limba română, este o idee copilărească. Dumnezeu oricum cunoaște toate limbile. Ideile acestea sunt mai degrabă de sorginte păgână, Păgânii aveau mentalitatea aceasta că zeii au limbile lor sau limba lor și că oamenii pentru a ajunge mai aproape de zei și pentru a intra într-o comuniune mai intimă cu zeii ar trebui să învețe cumva limbile zeilor. Sunt idei de origine păgână, nu poți să găsești nicăieri în Biblie ideea aceasta care este o speculație, este o fantezie, este ceva complet copilăresc. O altă idee sună în felul următor, limbile îngerești sunt limbi neînțelese de diavol. Când oamenii se, se roagă în aceste presupuse limbi îngerești, ei îl pot fenta pe diavolul, da? îl pot ocoli pe diavolul și astfel diavolul n-ar avea puterea și posibilitatea să se interpună între noi și Dumnezeu și să facă rugăciunile noastre ineficiente nici nu știu de unde s-a această teorie de-a dreptul incompatibilă cu Scriptura. În primul rând, Scriptura este foarte limpede. Pentru un credincios există un singur lucru care face ineficientă rugăciunea lui, și anume păcatul nemărturisit. Păcatul nemărturisit alterează relația noastră cu Dumnezeu și Face rugăciunile noastre ineficiente. În afară de păcate nemărturisite, în afară de o conștiință încărcată de păcat, nu există altceva care să se interpună între noi și Dumnezeu atunci când ne rugăm. Nici măcar diavolul. Da? Nu e ca și când Dumnezeu ar fi la uh, un milion de ani lumină de departare și rugăciunea noastră circulă cu o viteză egală cu viteza luminii și acum să nu se interpună, diavolul cumva să întrerupă rugăciunea. Este ridicol. Dumnezeu este pretutindeni, ne aude instant psalmistul pune, spune că înainte să îi vină cuvântul pe buze, Dumnezeu îl știe într totul, încă dinainte. Deci sunt niște idei, din nou, repet lucrul acesta, care seamănă foarte mult cu ceea ce spuneau păgânii în vechime. Diavolul nu este un personaj cu puteri egale cu Dumnezeu. Diavolul nu se poate interpune între credincios și Dumnezeu când credinciosul se roagă și când credinciosul are o inimă curată și un cuget curat. Diavolul nu poate să facă nimic, diavolul nu poate să facă rugăciunea ineficientă. Așa ceva nu găsim în Scriptură. Repet, doar păcatul nemărturisit afectează rugăciunile noastre. Apoi aici ar mai fi o problemă. Cum e posibil ca diavolul să nu cunoască limbile îngerești, de vreme ce diavolul a fost un înger? Și unul special, un înger de lumină. Înseamnă că diavolul cunoaște cu precizie limba aceea îngerească, presupusa limbă, Îngerească, pentru că el a fost un înger de lumină Până când a păcătuit și a fost alungat S-a schimbat îngereasca în ceruri De când diavolul s-a răzvrătit Observați, sunt uh, lucruri ridicole Sunt afirmații care nu au nicio legătură cu Scriptura Sunt speculații pure ba mai mult decât atât Când vorbim de interacțiunea dintre oameni și îngeri dacă ne uităm în Scriptură, peste tot unde întâlnim o comunicare între oameni și îngeri, vedem că îngerii vorbesc limbile oamenilor. Fie că vin îngerii pe pământ și se întrupează temporar, fie că sunt oamenii răpiți la ceruri. L-avem pe Isaia, l-avem pe Apostolul Ioan în Apocalipsă, care au ajuns în prezența lui Dumnezeu și i-au auzit pe îngeri rostind cuvinte. Pe înțelesul lor, cuvinte omenești, limbi omenești. Deci nu avem nicăieri în scriptură manifestată efectiv ideea aceasta de limbă îngerească. Când îngerii vorbesc cu oamenii, vorbesc pe limba oamenilor. Când îngerii vorbesc și laudă pe Dumnezeu, o fac pe înțelesul oamenilor. Există această posibilitate, nu neg, există această posibilitate ca îngerii să aibă o limbă lor specială care o folosesc între ei și care o folosesc în laură pe Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Doar că noi nu o știm și nu o vom ști niciodată. Pentru că îngerii, spre deosebire de noi, nu au trupuri ca și noi. Realitatea este diferită acolo față de cum este pe pământul nostru. Habar nu avem cum ar arăta sau cum ar suna limba îngerească. Nu ne-a fost dat un alfabet îngeresc, nu ne-a fost dat un dicționar îngeresc, deci ideea aceasta că noi am ști sau am putea să uh, verbalizăm cuvinte din limbi îngerește, este din nou o idee uh, imposibil de demonstrat. Nu putem demonstra că un om ar vorbi sau n-ar vorbi o limbă îngerească. Apoi dacă cineva de pe pământul nostru, din istoria omenirii, dacă cineva ar fi fost în stare să reproducă limba îngerească și să se roage Tatălui Ceresc în limba aceea presupus îngerească, în limba aceea care, potrivit unor predicatori fanteziști, ne aduce într-o intimitate specială cu Dumnezeu, e dacă ar fi fost cineva, acela ar fi fost Domnul nostru Isus Hristos. Evangeliștii, ucenicii, cei care au trăit vreme de trei ani și jumătate în proximitatea lui, ar fi trebuit să remarce faptul că Fiul lui Dumnezeu din când în când se ruga lui Dumnezeu într-un dialect necunoscut lor. Dar niciunul nu ne spune așa ceva. Nici Matei, nici Ioan, nici Luca, cel care a cercetat, nici Marcu, cel care a scris la îndemnul lui Petru, nici Petru în epistolele sale. Absolut nimeni nu ne spune că Isus Hristos ar fi rugat Tatălui în dialect îngeresc, în limbă îngerească, într-o limbă specială. Nici vorbă. De câte ori îl vedem pe Isus Hristos un om, uh, prin excelența al rugăciunii, de câte ori îl vedem rugându-se, se roagă pe limba noastră oamenilor. Deci este uh, ridicol să spunem că am avea acces la o limbă îngerească uh, în prezent, care ne-ar ajuta pe noi oamenii, pe noi ființele umane să ne conectăm mai bine la Dumnezeu și să fim într-o intimitate mai mare cu Dumnezeu. Nici vorbă. Vrei să fii într-o intimitate specială cu Dumnezeu? Roagă-te în limba în care te-ai născut. Nu există nimic special să te rogi într-o altă limbă lui Dumnezeu. Toate aceste idei sunt speculații, sunt fabulații ale oamenilor. Sunt idei preluate mai degrabă din păgânism. Sunt lucruri care par într-adevăr interesante și uh, au o oarecare imagine de înțelepciune, dar în realitate sunt... Uh, sunt străine de Scriptura. Nu sunt compatibile cu Scriptura. Sunt străine de exemplu Domnului nostru Iisus Hristos și se bazează pe o afirmație, așa cum am văzut în fapte, în 1 Corinteni 13, o afirmație care de fapt este o hiperbolă. Este o figură de stil. Este o metaforă. Este o comparație.